Bună și bine v-am regăsit! Astăzi, de dragobete, m-am gândit să vin la voi cu un haul, pentru că știu că vă plac haulurile și mie îmi place să filmez hauluri, îmi place să testez parfumuri noi și cu această ocazie o să aveți și voi informații noi, poate despre parfumuri pe care nu le-ați testat încă, poate le-ați văzut pe internet și erați curioase despre acestea, așa că am aici parfumuri de toate felurile, parțiale, schimburi parfumate și am și un cadou de dragobete, ce să vedeți, da, o să vorbim și despre asta. Dar înainte de toate, înainte să trecem la parfumuri, vreau să vă spun la mulți ani de dragobete, să fiți fericite și iubite, fericiți și iubiți și haideți să începem acest haul. În primul rând am făcut un schimb, știți că mai fac schimburi pe grupurile de Facebook cu o fată foarte drăguță care știu că mă și urmărește și pe care o salut. Și am aici un parfum, eram foarte curioasă despre parfumul acesta pentru că într-un timp toată lumea vorbea despre el. Dar n-am apucat să-l cumpăr, deși am intenționat de multe ori să-l cumpăr, l-am pus în coș, l-am scos. Până la urmă am uitat de el, dar am zis că este o ocazie bună să testez acest parfum și să vedem cum este. Este vorba despre Ornament Purple Allure de la Afnan, un parfum arabesc. Și haide să deschidem cutia asta. Cutia e frumoasă și îmi place și sticla, deși este mai greu de folosit parfumul cu această sticlă de Tetris, așa seamănă cu o sticlă de, știți, jocul acela pe care ne jucam când eram mici, cam așa mă duce cu gândul, e o cărămidă din aceea. O să vă pun pe ecran jocul acela minunat, care acum cred că este o porcărie pentru copii, dar da, noi ne bucuram de jocul acela cu două baterii și cu butoane și făceam noi, puneam cărămizile astea așa să se îmbine. Și haideți să vorbim puțin despre note, înainte să pulverizez eu parfumul acesta pe care să știți că eu l-am testat, dar nu l-am purtat să îmi dau seama decât pe mână și mi-am dat seama în primul rând că persistă foarte bine și radiază, chiar este persistent. Avem aici zmeură, mandarină și grapefruit în deschidere, în mijloc avem note dulci, flori albe, condimente, are și cardamom și în bază avem mosc, paciuli și vanilie. Da. Ce pot eu să vă spun așa, după cât l-am testat, dar o să revin cu toate parfumurile pentru că vreau să le port. Nu știu dacă acestui parfum o să-i mai dau o șansă, deși ar trebui să fac asta, pentru că una este când porți parfumul mai mult și una este când îl testezi așa, însă nu m-a dat pe spate, aveam alte așteptări. Este un miros sintetic de fructe, clar. Nu miroase neapărat a zmeură, poate a bomboană de zmeură, dar destul de sintetică, nu este genul meu, dar este și un pic condimentat, este un parfum dulce și un pic verde. Chiar îl simt puțin verde, bombonicios, dulce, fructat și cremos la un moment dat. Are mai multe arome, să zic așa, parfumul. Lumea spunea că seamănă cu Aura de la Mugler. Ei bine, nu mi se pare că seamănă cu Aura. Eu am testat de curând Aura EDP, dar poate seamănă cu apa de toaletă, pentru că pe aceea n-am testat-o. Dar da, nu pot să zic, miroase bine, este un parfum care miroase bine, pot să zic doar că aveam alte așteptări de la parfumul acesta și mai pot să spun că mi se pare destul de scumpuț, așa pe la 1.700.000 cât e el, pentru ce îmi miroase mie, să zic așa, că na. Fiecare este cu gusturile lui, știu că lumea îl iubește și nu contest faptul că este un parfum frumos, chiar este un fructat, fructe roșii bombonicioase așa, ca niște acadele să zic,
Un pic verde l-am simțit mai mult pe piele decât îl simt acum pe hârtie. Poate frunze de la ceva flori. Este o combinație de mai multe arome care așa nu pot să zic că până acum a dat pe spate. O să-l port și o să mai revin la acesta. Sticla este drăguță, arată bine, dar nu sunt lămurită cu el, sincer. Și știu că este iubit, nu mă judecați pentru treaba asta, dar eu vă spun așa cum îl văd eu, da? Nu m-a dat pe spate. Și haideți să trecem la următorul și vorbim aici despre Hugo Boss Boss Mavi Lo, cu o cutie așa simpluță și curly și avem o sticlă și mai simplă. O sticlă și mai simplă. Foarte transparent așa și cristalină. Îmi place sticla aceasta, îmi plac sticlele simple. Știți că sunt ca, la fel ca și cu mirosurile. Ori îmi plac parfumurile foarte simple și minimaliste și curate, ori îmi plac parfumurile foarte dulci și foarte puternice. Așa sunt și cu sticlele. Ori îmi plac niște sticle foarte ciudate, ori îmi plac sticle foarte simple, cum este aceasta. Și ca și note avem așa. Floare de cactus în deschidere, în mijloc avem flori, avem bujor, magnolie și trandafir roz și în bază avem mosc alb și cedru. Mosc alb și cedru, da. Haideți să îl mirosim și pe el, să știți că nu am purtat parfumurile, dar o să revin asupra lor. Da, are o deschidere fresh, proaspătă. Se simt florile, se simte trandafirul, un trandafir tânăr și proaspăt, verde. Da, este un parfum floral, verde, curat, cristalin, transparent, proaspăt, foarte natural așa. O destul de generic, nu zic că este un parfum care te dă pe spate, cu siguranță ai mai simțit genul ăsta de parfumuri, dar mi se pare foarte răcoritor așa și feminin și pentru perioada caldă merge de minune și acesta. Nu este ceva unic, nu este ceva wow, dar este un parfum frumos. O să vedem și cu persistența, v-am zis că o să revin asupra acestor parfumuri. Și haideți să trecem și la cadoul meu de dragobete, pe care mi l-a făcut soțul meu, desigur. Avem aici Musk Noir Rose de la Narciso Rodriguez. Bineînțeles că este un cadou pe care mi l-am ales eu. Și da, am ales un parfum care s-a lansat anul trecut. Eram foarte curioasă de acest parfum, mai ales că eu l-am testat în magazin. Cumva am mers la sigur pe jumătate așa, pentru că în magazin de fiecare dată testez prea multe parfumuri și nu prea îmi dau seama de ele cum sunt, dar acesta mi-a plăcut când l-am testat și am zis hai să iau ceva care știu că îmi place și că o să mă bucure. Și am ales acest set de la Narciso Rodriguez de pe depozitul de cosmetice care a fost redus. Deci un preț foarte bun a avut, o să vă las detaliile în descriere să vedeți cât am dat eu pe el, nu știu dacă mai este pe stoc, însă am luat varianta de 50 de ml care arată așa. Avem parfumul care să știți că are amprente, se văd amprentele pe cameră. Are aici de 50 de ml o loțiune de corp, un lapte de corp și avem și un gel de duș, da? Așa arată setul. Sticla este una simplă și elegantă, la fel cum sunt toate sticlele Narciso. Deci avem aceste două produse pe care o să le folosesc și parfumul. Sticla arată așa și vedeți că se văd urmele foarte bine pe această sticlă. Aș vrea să-i vedeți culoarea, este una foarte frumoasă, este mai întunecat așa. Haideți să-l
testăm și pe el și să vorbim puțin și despre note. Poate, cu siguranță v-a atras parfumul acesta atenția pentru că este mai nou și are în deschidere prune, piper roz și bergamot. În mijloc are mosc, trandafir și tuberoză și în bază are vanilie. Trebuie să vă spun că, după părerea mea, parfumul acesta nou de la Narciso este ceva mai transparent și mai tineresc, mai modern față de celelalte parfumuri, zic eu, pentru că este un pic mai luminos, nu este atât de dens, nu are moscul acela atât de pufos, mă refer acum la Narciso for Her, care are un mosc mai puternic și mai pufos. Acesta mi se pare ceva mai seducător. Nu iese nici el în afara celorlalte parfumuri, adică rămâne. Se simte ADN-ul Narciso, are moscul acela frumos în el. Dar aici se simte și ceva mai fructat, avem prunele acelea în deschidere și piperul roz se simte un pic mai, cum să zic eu, efervescent așa și mai luminos în deschidere, fructat. Pe hârtie nu se simte o parte mai spicy, are o parte spicy în deschidere, dar am simțit-o atunci când l-am folosit. Pe hârtie nu am simțit treaba asta și nici prima dată când l-am testat nu am simțit pe hârtie acea parte un pic spicy, fructată. Un parfum foarte feminin și foarte frumos față de celelalte parfumuri ale lui Narciso. Acesta este mai fructat, un pic spicy în deschidere, după cum vă spuneam. Este și el dulceag, are un mosc frumos, îmi place. V-am zis că este ceva mai seducător, ceva mai elegant, mai de seară, aș putea să spun. Îmi place foarte mult. O să vă mai povestesc despre el. Este clar un parfum elegant și frumos, pe care mi-a atras atenția de când l-am testat prima dată. Chiar îmi place parfumul. Și odată cu pachetul acesta de pe depozitul de cosmetice, mi-am luat un spray de fixare a machiajului, dar așa, ca și un deodorant. Nu am mai încercat niciodată, nu l-am folosit până acum, de la Mes Aouda, nu am testat brandul acesta până acum. Așa scrie, Fix Me Up, Mes Aouda. Îmi place foarte mult cum arată, mă gândesc că fiind așa, ca un deodorant, împrăștie mai fin. Ia să vedem, nici nu l-am testat măcar. Mă gândesc că împrăștie mai fin. Da, mi se pare că e mai fină. Mă uitam dacă miroase, dar nu miroase. Da, s-ar putea să fie mai bun decât spray-urile acelea basic pe care le știm. Pentru că știți că deodorantul este împrăștie mai mult și mai fin. O să-l testez și o să discutăm și despre el în clipul acela lunar în care eu includ și produse cosmetice și machiaj. Și haideți să vă arăt un parfum de la Yves Rocher care a fost lansat în 1995. Probabil că o să-l recunoașteți sau poate că nu. Se numește Cap Nature Vanille. Este un parfum care miroase a vanilie, bineînțeles, dar are o vanilie superbă, o vanilie gurmandă, caldă, pudrată, o vanilie care mie îmi place foarte mult în parfumurile de astăzi, atunci când o regăsesc și nu are pulverizator, dar da, o să pun așa pe mână, nu prea îmi place treaba asta și de obicei mut parfumurile de genul acesta în sticluțe mai mici, probabil că așa o să fac și cu aceasta. Da, mi se pare cunoscută vanilia, cu siguranță am întâlnit-o în ceva recent, dar este foarte frumoasă, ținând cont de faptul că este un parfum vechi, nu miroase a vechi, miroase a nou, a modern și e foarte frumoasă. Cred că o regăsesc în label, cred că sunt în mai multe parfumuri, dar îmi place foarte mult. Am și eu aici câțiva mililitri, dar îmi ajunge, nu-i problemă. Și continuăm cu un alt parfum de la Sisley de această dată, Eau de Sisley 1.
Cred că am mai testat eu ceva, dar nu cred că era unul ceva mai floral. Acesta este ceva mai proaspăt condimentat. Are ca și note grapefruit, piper roz, condimente și mandarine în deschidere. Apoi în mijloc are ienupăr, ceai și iasomie și în bază are mosc și patchouli. Da, este un parfum proaspăt, un parfum proaspăt condimentat, un parfum care se potrivește mai bine în vremea caldă și regăsesc eu aici ceva lichen, dacă nu mă înșel. Ceva pământiu găsesc acolo. Cumva cred că este ADN-ul Sisley, soar de lun, doar că acela era ceva mai întunecat, mai dens, mai mult, mai de perioadă rece, aș spune, pe când acesta este mai, are ADN-ul acela, este mai proaspăt, verde, ierbos, condimentat, proaspăt condimentat, dar regăsesc, mai ales când se usucă, ADN-ul de soar de lun, acela lichenos, aș spune. Este un parfum interesant, nu este ceva ce întâlnești în foarte multe parfumuri și ceva mai serios, ceva mai matur, dar totodată proaspăt. Îmi place parfumul. O să văd și cum stă la capitolul persistență, deși nu am niciun dubiu că acesta ar fi un parfum bun. Și ultimul parfum despre care vorbim noi astăzi are iz de sărbătoare, cum este și ziua de astăzi. Un parfum pe care chiar l-aș purta într-o zi ca aceasta de Dragobete și vorbim despre Carolina Herrera 212 VIP Rosé. Da, un parfum cu șampanie. Cu șampanie, da. Chiar are un iz de șampanie și ca și note are un pulverizator foarte bun. Și capacul îl are pe magnet, ceea ce îmi place mult de tot. Mult de tot. Avem aici șampanie roze care se simte, este foarte bubbly, foarte efervescent în deschidere cu izul acela de șampanie îndulcită. Are și piperul roz, ceva de spus aici în deschidere. În mijloc avem floare de piersic și trandafir și în bază are mosc alb și note lemnoase. Nu știu cum se usucă, dar eu simt și ceva ciocolatos pe aici, nu știu ce este mai exact. Ceva fructat, se simte izul de șampanie cu fructe, da. Este un parfum pe care nu l-aș recomanda a fi cumpărat blind, trebuie testat. Este interesant, este diferit și asta îmi place la el. Nu a fost wow atunci când l-am testat prima dată, însă mi se pare foarte... foarte interesant și mi se pare așa foarte girly la o întâlnire, nu știu, la o întâlnire cu fetele, la o șampanie cu fetele, la o... mă duce cu gândul și la o zi ca asta. O zi, o cină romantică, da, chiar este un parfum romantic. Are un iz interesant. O să-l mai testez și revin cu impresii pentru că nu l-am purtat și vreau să-l văd cum radiază, cum îl simt în aer. O să vorbim mai multe despre el, dar mi se pare un parfum foarte interesant și vă recomand să-l testați. Nu vă recomand să-l cumpărați blind pentru că s-ar putea să nu vă placă, dar aș putea să-l trec la acea categorie de parfumuri pentru ocazii speciale. Chiar o să fac un clip de genul, știți că eu port parfumurile oricând, nu contează ce parfum e, însă sunt parfumuri pe care le-aș pune în categoria de parfumuri pentru ocazii speciale. Și cam atât pentru astăzi, sper că v-a plăcut acest clip, de-abia aștept să vorbim pe seama acestor parfumuri, poate le-ați testat, poate aveți întrebări, poate vreți să știți mai multe despre ele, cu siguranță o să revin asupra lor pentru că vreau să văd cum se dezvoltă, cum se simt, dacă persistă, dacă îmi plac atunci când se usucă sau dacă rămân sau pleacă din colecția mea.
Eu vă doresc o zi frumoasă, abonați-vă dacă nu ați făcut-o încă, mă găsiți și pe Instagram, o să găsiți în descriere toate aceste informații. Noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa! Me wind and rain, you're some kind of butterfly.